Am început cu depunerea jurământului domnului Dragoș, după care vom continua cu ordinea de zi pe care o avem și vă solicit să fiți activi, să veniți cu propuneri, soluții pentru... Da, sigur, le acceptăm pe toate. Da, în postul? Da, citesc, da. Da, da. Haideți, mai ridicăm pe toate. Cu mâna pe Biblie și pe jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterele și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Pârgălești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Și vă mulțumim. Și v-am dorit în echipa noastră. Sigur că realizările noastre sunt foarte mult datorită de dumneavoastră, adică de ajutorul și sprijinul dumneavoastră. Și dorim ca și în continuare, în acest mandat, să ne ajutați cu toată experiența dumneavoastră pe care o aveți. Desigur, mă angajez să nu mă rezum la prezența la ședințe și pe teren și să particip la toate activitățile și proiectele derulate în această comună. Doamne ajută să continuăm așa cum am început. Voi da din citire procesului verbal al ședinței lunii iulie. Proces verbal încheiat astăzi, 28 iulie 2016, la sediul primăriei comunei Pârgărești, cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Local, convocată prin dispoziția primarului numărul 134 din 22 iulie 2016. Ședința Consiliului Local a fost convocată în temeiul articolului 39 aliniatul 1 din legea 215/2001 privind administrația publică locală. La ședință participă 12 consilieri locali aleși. Lipsește domnul consilier Dorboș Vicențiu Florin. Președintele ședinței este domnul Alexe Ambrozie. Doamna secretar de citire procesului verbal al ședinței de constituire a Consiliului Local, care a avut loc la data de 29 iunie 2016. După citirea procesului verbal, solicită domnilor consilieri aprobarea. Nu sunt obiecții, iar procesul verbal este aprobat în unanimitate de cei 12 consilieri locali prezenți. Doamna primar solicită domnilor consilieri aprobarea suplimentării ordinei de zi cu următorul punct. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului UAR Pârgărești, județul Bacău, în adunarea generală a asociațiilor, Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău. Se supune la vot propunerea, care este aprobată în unanimitate. Se trece la citirea ordinei de zi de către președintele de ședință. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Pârgărești, județul Bacău. 2. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uși și servitute către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale, Transgaz S.A. Mediaș, asupra unor terenuri aparținând domeniului public al Comunei Pârgărești. 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului UAT Pârgărești, județul Bacău, în adunarea generală a asociațiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind completarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2016. 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului UAT Pârgărești în adunarea generală a asociațiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. 6 diverse. Nu sunt obiecții, se supune la vot ordinea de zi, care este adoptată în unanimitate. Se trece la punctul 1 al ordinei de zi. Doamna secretar prezintă proiectul de hotărâre. Nu sunt obiecții, nici discuții, se solicită avizul comisiilor de specialitate, care sunt favorabile. Se supune la vot proiectul de hotărâre, care este adoptat în unanimitate. Se trece la punctul 2 al ordinei de zi. Doamna secretar prezintă proiectul de hotărâre. Nu sunt obiecții, nici discuții. Se solicită avizul comisiilor de specialitate care sunt favorabile. Se supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat în unanimitate. Se trece la punctul 3 al ordinei de zi. Doamna secretar prezintă proiectul de hotărâre. Nu sunt obiecții, nici discuții. Se solicită avizul comisiilor
de specialitate care sunt favorabile se supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat în unanimitate. Se trece la punctul 4 al ordinei de zi. Doamna secretar prezintă proiectul de hotărâre. Nu sunt obiecții, nici discuții, se solicită avizul comisiilor de specialitate care sunt favorabile. Se supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat în unanimitate. Se trece la punctul 5 al ordinei de zi. Doamna secretar prezintă proiectul de hotărâre. Nu sunt obiecții, nici discuții, se solicită avizul comisiilor de specialitate care sunt favorabile. Se supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat în unanimitate. Domnul consilier Dorin Valentin propune curățarea terenului din punctul Pripor, având în vedere că acest teren aparține domeniului public. Doamna primar este de acord cu această propunere și face precizarea că lucrările vor fi efectuate cu persoanele beneficiare de ajutor social conform legii 416. Domnul consilier Bodea Gheorghe solicită regularizarea viitorului din satul Bunghi. Doamna primară aduce la cunoștință următoarele. S-a solicitat consultanță pentru următoarele proiecte, respectiv rețea de apă și canalizare în Valea Căluna și asfaltare drumul Comblari și Sătești. Domnul consilier Vechel Mihaele, solicitând informații cu privire la Căminul Cultural din Valea Căluna. Acest cămin este degradat și necesită renovare. Doamna secretar face următoarele precizări. Investițiile nu se pot realiza la acest cămin la momentul actual, datorită faptului că el a fost trecut în mod legal în patrimoniul asociației care își administrează. Primăria a pierdut procesul privind anularea închirierii în care acest imobil a fost trecut în patrimoniul asociației. În ce privește preluarea fărâmului, acesta se poate face datorită faptului că instanța de contencios administrativ a închis cale fondată acțiunea formulată de Asociația Tineretul Casa de Creață, prin care acesta a solicitat anularea hotărârii Consiliului Local de preluare a căminului din sat Satolor. Doamna primar face precizări referitoare la situația actuală a încasărilor la serviciul de instituție al apei potabile. Dă cuvântul doamnei contabil, care prezintă datele financiare. După prezentarea situației, solicită propuneri din partea domnilor consilieri cu reprezentanții ai Consiliului Local care să participe la acțiunea de sigilare a contorilor de apă din satele Pârcărești și Pânăul Poii. Sunt propuși aleși cu unanimitate de voturi domnul consilier Unguru Viorel, Bodea Gheorghe și Bucucanu Daniela. Doamna primar comunică domnilor consilieri că vor fi transmis adrese de către doamna contabilă postului de poliție și celor două parohii din satele Târgu Bolii și Pârgărești care nu au montat de contor de apă. Demontat contorul de apă trebuie și la locuința domnului Unguru Gheorghe din Pârgărești, face precizarea consilierul Unguru Gheorghe. Mai mulți consilieri ridică problema montării oglinzilor semnalizatoare în sat Bacna și Târgărești pentru a preîntâmpina eventuale accidente rutiere. Nu mai sunt alte discuții a Consiliului Local al Comunii Târgărești și încheie lucrările ședinței de pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. Dacă sunteți de acord, dacă aveți completări sau modifică, dacă nu supunem la procesul verbal al ședinței anterioare, cine este pentru? Vă mulțumesc! Dăm cuvântul domnului președinte de ședință, domnul Alexandru. Trecem la punctul 1, nu? Da, cu citirea ultimei de zi, da. Având în vedere cu dispoziția primară numărul 153 din 18.08.2016, sunteți convocați la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Pârgărești, care va avea loc miercuri 24.08.2016 la ora 9, în sală de ședințe a Consiliului Local Pârgărești, cu următoare ordine de zi. Proiecte 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării planului de investiții pentru anul 2016. Deci, am citit punctul 1. Citesc toate puteri, nu? Trecem la punctul 1. Nu, citiți toate punctele și după aceea vă trece eu, da. Așa. Proiect de hotărâre 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea programului anual al achiziției publice pentru 2016.
3. Un proiect de hotărâre privind identificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Pârgărești pentru anul 2016. 4. Proiect de hotărâre privind modificarea statutului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Pârgărești și serviciilor publice de interes local. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea cu caracter temporar al modalității de gestiune al activității de administrare a celulei 2 din cadrul depozitului conform de deșeuri realizat prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei 2 a depozitului de deșeuri Nicolae Bălcescu. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare, depozitare a deșeurilor la celula 2 a depozitului județean de deșeuri conform Bacău, realizată prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor din județul Bacău. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, adică. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de ajutoare alimentare conform DOAC 2015-2016 persoane fără venituri sau alte căror venituri nete lunare de realizate sunt de până la 450 de lei lunar. Persoana și nu se regăsesc în permanente, asta, listele permanente sau listele suplimentare și diverse. Mulțumesc! Dacă îmi permiteți, pentru mai multă operativitate, voi trece la prezentarea fiecărui punct, dacă sunteți de acord. Da. Da? Mulțumesc! Începem cu primul punct al ordinei de zi, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea planului de investiții pentru anul 2016. Potrivit raportului de specialitate pe care se propune completarea planului de investiții, în proiectul de hotărâre se aprobă completarea obiectivelor de investiții pentru anul 2016 cu obiectivul investițional extindere rețeei electrică și iluminat public în satul Nicorești, strada Petru Rareș, comuna Hotărești, în sumă de 1.250 lei. Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de Specialitate care sunt favorabile, dacă nu aveți niciun fel de completări sau modificări la acest proiect de hotărâre, să supunem la vot. Este vorba de rețea, extindere rețea de Petru Rareș, Irimia Mobilă și Trandafirilor. Întreaga lucrare. Da, asta e numai pe Petru Rareș. Da, dar vreau să le aduc cu ziua clar în cunoștință consilierilor. Ne-au ieșit avizele de raportare de la EON. Trebuie să demarăm procedura de proiectare a lucrărilor, pentru că deocamdată avem un studiu de soluție, în urma căruia au ieșit acele avize de raportare. Trebuie să avem proiectul, după care vor fi execuția lucrărilor. Întreaga lucrare, domnilor consilieri, vor ajunge la 15 miliarde vechi. Lucrările astea. Dar noi, neavând atâția bani acum, vom porni cu lucrarea pe Petru Rareș, pentru că acolo este nevoie, acolo sunt case construite, da, și oameni care nu au Am înțeles, dar nu trebuie dat aviz pentru a face construcție casă dacă n-ai lumină, n-ai drum. Acum, asta e situația, oamenii au autorizat. Deja locuiesc acolo și nu au... Nu, dar și-a dat pentru șantier, curent. Da. Ei, noi trebuie să facem. Autoritatea locală trebuie să asigure locuitorilor infrastructură, nu? Așa că, barăm lumină să aibă dacă nu avem deocamdată altele, nu? Ei,
Nu, domnul fost vice știe situația mai bine și la ușa dânșilor au venit și la ușile noastre și am zis, deocamdată vom porni cu lucrarea Petru Rareș pentru că acolo este nevoie. Ei, pentru asta, categoric, trebuie să modificăm planul de investiții. Și asta este hotărârea pe care v-am expus-o. Da. Cine este pentru? Da. Nu, am zis să zic la fiecare parte, știți, ca să nu pierdem firul și să știe. Da, e imediat. Dacă vreți, bine, dau și le prezent. Că pe urmă nu mai e... Nu, mai nu, nu. Nu, dați. Programul de achiziție. E vorba tot de aceeași lucrare, da, care trebuie cuprinsă în planul de achiziții pe anul 2016. Deci același lucru. Da, da. Propuneți dumneavoastră, da. Se aprobă sau... Pentru, și pentru punctul 2? Da. Bun. Atunci, punctul 3. Rectificarea bugetului local. Imediat. Și cheltuiera comună de Băreș pentru anul 2016. Rectificarea se face pentru... Trimestrul 3 a bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Părtirești aferent anul 2016. Astfel, se suplimentează veniturile bugetului local cu suma de 18.000 lei, suma alocată din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului Național de Cadastrare și Carte Funciară. V-am zis data trecută în ședința de Consiliu, parcă am discutat despre asta, să după. Așa, vor fi toate terenurile în extraviral vor fi cadastrate. Ei, categoric, legea a apărut din 2015, se pune în aplicare în 2016 și noi, Părgăreștiu, am demarat deja procedurile pentru a prinde o sumă de... suma vine din fonduri europene, deci nu din bugetul local, și vom cadastra o parte din terenuri anul acesta, în două luni de zile, sigur că vom avea o suprafață mai mică. Vom continua cu anul 2017 și 2018, până vom finaliza toate lucrările. Categoric că trebuie să rectificăm bugetul local de venituri și să cuprindem aceste sume pentru anul 2016. Dacă sunteți? Sunteți de acord. Așa, trecem la punctul 4. Proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcție a aparatului de specialitate primarului Comunei Părgărești și a serviciilor publice de interes local. Aici solicităm să hotărâți dumneavoastră. Trebuie să vacantăm cele două posturi. Postul de inspector pe care am fost eu și trebuie să modificăm statul de funcții. Eu, având un grad superior, nu vom găsi persoane pentru această funcție și atunci trebuie să schimbăm... E ulterior. Da, ulterior. Și să... Da, vacantăm și... Formăm postul de la da, secretariat. La, da, da, da. Deci a mea se vacantează, postul în care am fost eu, se vacantează pentru a putea fi scos la concurs, iar postul de consilier gradul 1, adică secretare din față, se transformă. De ce? Pentru că am scos postul la concurs, a venit o persoană, a luat concursul, s-a răzgândit și nu mai avem om pe acel post. Automat trebuie să-l transformăm ca să avem o altă, să putem scoate la concurs și să poată candida persoane cu studii și cu o vechime mai mică. Nu avem personal și atunci e nevoie ca să scoatem postul la concurs. Din ceea ce am discutat noi pe plan local și din alte părți, tinerii nu au vechimea necesară acestui post și atunci trebuie să-l transformăm și
Sigur că da. Solicităm să hotărâți ca să putem scoate postul la concurs. Cine este? După aceea. Adică ce se întâmplă? Ce se întâmplă cu postul ăsta? Poate să vină un începător care da, are nevitim. Da, la o persoană da, care are nevitim. Deci toată lumea a fost la ședința de comisie unde s-a explicat domnul Borda. M-am ajuns, doamnă, și tocmai de aia te vreau ca să-l explicați și că să-l redic mai tare. Nu, deci condiția de vechime este de minim 2 ani de studii superioare. Asta este. Așa, acum, acum, că dacă noi cum l-am scos înainte și cum era în statut de funcții, trebuia să fie o vechime. Minim 3 ani și 6 luni de studii superioare în domeniu. Și atunci am zis să transformăm postul ca să putem să scoatem la concurs și să vină și tineri să poată concura pentru acest care a venit din partea? Poftim? Păi tocmai, să participe la concurs participe și acei tineri care nu au mai lucrat sau da, care au lucrat un an, doi. Bun, trebuie un postul acesta, deci e vorba despre un singur post. Urmează să-i transforma și alte posturi pe care le avem în organizată și care trebuie ocupate, ținând cont de faptul că de câte ori s-au scos la concurs, nimeni nu s-a prezentat, având în vedere condițiile și care sunt impuse de lege de participare la aceste, la aceste concursuri, mai ales că sunt pe funcții publice. Da. Dar despre cele două cauze, deci despre asta este vorba. Vacantarea postului doamnei primar, ca urmare a numirii dânsei, așa, și transformarea postului de consilier 1 în consilier 2. Ceea ce presupune o vechime de minim 2 ani pe studii superioare. Da. Dacă sunteți de acord. Și cine e pentru? Mulțumesc. Mă duc la 50 de kilometri, e prea de departe. Eu nu am program, noi consilieri nu avem program de muncă. Noi suntem consilieri. Da, și trebuie și eu trebuie să mă duc la 50 de kilometri și să mă întorc. Acum am făcut 100 de kilometri. Nu, era vorba de ședința de comisie, domnul Torboș. Da? Așa, aici la de vreme, 8 jumătate este foarte de vreme. Nu, deci noi nu începem programul, dumneavoastră începeți la 8. Nu începem niciun fel de problemă. Noi trebuie să stabilim cumva să fie un pic mai încolo. Da, dar nici mai, dacă nu după masă. Deci la băgat, nici după masă. Așa, așa, așa ne-am gândit și noi, toți. Și cu verea la seara, nu ne-am gândit și noi. Nici la 10, așa ușor. Bravo, e. Asta la 8. Da, trebuie să te comun. Da, trecem la primul. Proiectul aprobarea modificării și convocării statului asociației de dezvoltare intercomunitare pentru salutare patrie. S-a discutat cu comunitatea. Da. Punctul 5. Punctul 5, modificarea și completarea statutului asociației de dezvoltare pentru salubrizare. După cum ați aflat și în ședința de comisie, deci se modifică și se completează ca urmare a modificării și completării legislației în vigoare. Dacă sunteți de acord, vă mulțumesc frumos. Următorul punct, privind stabilirea cu caracter temporar a modalității de gestiune a activității de administrare a celulei 2 din cadrul depozitului conform de deșeuri realizat prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor din județul Bacău, se aprobă studiul de oportunitate privind stabilirea cu caracter temporar a modalității de gestiune pentru activitatea de administrare a celulei 2 din cadrul depozitului confort de deșeuri realizat prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, astfel cum este prevăzut în anexa 1 la prezenta hotărâre și care face parte importantă din, face parte integrantă din aceasta. Se aprobă gestiunea directă ca modalitate de gestiune a activității privind administrarea celulei 2 în cadrul depozitului confort de deșeuri realizat prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, realizată prin intermediul unui operator județean înființat de către județul Bacău, în subordinea Consiliului Județean, până la încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului de către un operator autorizat desemnat prin procedură de achiziție publică de către ADIS Bacău. Operatorul județean înființat, conform articolului 2 din prezenta, va respecta prevederile
aplicabile activității pe care o desfășoară, stabilite prin regulamentul Serviciului de Salubrizare Județean aprobat prin hotărâre AGADIS. Se mandatează reprezentantul Comunei Pârgărești să voteze în cadrul adunării Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău aprobarea celor prevăzute în prezenta hotărâre. Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău să încheie contractul de administrare, precum și toate actele necesare, duceri la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre, vă mulțumesc. Hotărâre privind stabilirea cu caracter temporar, da? Asta este. Da. Nu, caietul de sarcini, da. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei 2 a depozitului de deșeuri Nicolae Bălcescu, având în vedere hotărârea anterior adoptată de dumneavoastră, ținând cont de faptul că depozitul de deșeuri de la Bacău este în etapa de închidere, potrivit hotărârii adoptate de AGA ADIS, da? Se propune aprobarea caietului de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei 2 a depozitului de deșeuri de la Nicolae Bălcescu, prevăzut în anexa care face parte din prezenta hotărâre. Se mandatează reprezentantul Comunei Pârgărești să voteze în cadrul adunării generale ADIS Bacău pentru aprobarea caietului de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei 2 a depozitului de deșeuri Nicolae Bălcescu. Dacă sunteți de acord, vă mulțumesc mult. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare, depozitarea deșeurilor la celula 3 a depozitului județean de deșeuri conform Bacău, realizată prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Bacău. Prin proiectul de hotărâre se propune a se aproba tariful pentru activitatea de eliminare depozitarea deșeurilor la celula 2 a depozitului județean de deșeuri conform Bacău, realizată prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Bacău, în cuantum de 53,63 lei pe tonă, la care se adaugă TVA, stabilit conform fișei de fundamentare prevăzut în prezenta hotărâre. Se mandatează reprezentantul Comunei Pârgărești să voteze în cadrul adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău aprobarea celor prevăzute la articolul 1 al prezentei hotărâri. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău. După cum v-am zis și la hotărârea privind modificarea și completarea statutului ADIS Bacău, având în vedere modificarea legislației, cele două asociații de dezvoltare au propus modificarea și completarea statutului acestora. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre, mulțumesc. Și ultimul punct, proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de ajutoare alimentare conform cu 2015-2016 persoanelor fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de până la 45 pe lună pe persoană și care nu se regăsesc pe listele permanente sau suplimentare. Se aprobă acordarea de ajutoare alimentare rămase nedistribuite în cadrul acestui program, în limita a 2 cutii, pentru fiecare persoană, aparținând grupului țintă, conform anexei faptului de grantă a prezentei hotărâri. Din anexă fac parte următoarele persoane. Ștefan Benoni, din Nicorești, o persoană, număr de cutii 2, Fabian Marin, Nicorești, 7 persoane, 14 cutii. Imbrea Rita, satul 9, 7 persoane, 14 cutii. Gabor Camelia, satul 9, 3 persoane, 6 cutii. Mate Dorel, satul 9, 5 persoane, 10 cutii. Căuchișanu Cristian, Pârâncoghii, 5 persoane, 10 cutii.
Imbrea Iulia Bacna, 3 persoane, 6 cutii și Imbrea Raimond, 6 persoane, 12 cutii. Dacă sunteți de acord? Da. La prânzul din ce marcă de șanul în cazul aici? Nu, deci, cei, deci din listele permanente și suplimentare există alte persoane, înțelegeți? Aceste persoane nu se regăsesc. Sunt persoane cu venituri mici, care nu se regăsesc în celelalte. Celelalte sunt primite, vă dați seama, odată cu ajutoare, din evidențele județene. Nu. N-a fost prins și la stele? Exact cum ai lansat noi, Iori, la ștele Iori. Au primit. Da, au primit pe alte, pe una de cele. Eu și-a primit pentru de persoane cu handicap și era. Deci, în total, au rămas numai 74 de cutii. Luată așa, comuna noastră, da, are mai multe persoane care s-ar încadra în această categorie. 74 de cutii, nu poți ca să le împarți. Am, da, am ales deci, familiile familii au fost alese. Are acolo, nu... Lista care era, s-au rămas cutile și trebuia să împartă. Da, ori trebuia să le dăm înapoi și înapoi, le dea da. Alte, altei comune. Și atunci am zis, păi, da, da, de ce să nu rămână? Deci avem modalitatea asta și atunci am pus pe ordinea de zi să avem o hotărâre, să avem o justificare. Alimentele astea, ăla care are pensie 3 milioane jumate, tot primește ceva. La care n-are nimic, nu mai primește nimic. Asta e o prostie. Păi dacă n-a venit să-și facă domnul dosar, chiar nimic nu-ți dă nimeni. Dar dacă, mai dacă venea să-și facă domnul Dorboș, dacă venea să-și facă dosar de ajutor social, ar fi figurat, pentru cât beneficia de prevedere... Nu, noi n-am dat un nume, zic că e ideea așa. Deci cine are un venit, nu-i mai dă ceva. Cine n-are nimic, nu-i mai dă nimic. Așa e. Sau știți că nu are doar de casă. Nici ăla nu primește, nu? Cum e Martina și Angelica din satul? Nu, primește pentru care dosar de ajutor social. Ia venit. A primit. N-are treabă cu succesiunea sau cu dezbaterea moștenirii. Dar face parte din persoanele cu probleme sociale, are dosar de ajutor social. Dă undeva cum mă deranjează, pentru că mă deranjează cu mine. Chiar am probleme cu voi. Întoarce-te cu spatele. Ei, nu întoarce. Trebuie să ne anunțați să luăm ochelari de soare la noi. Trebuie un aparat mai performant, care nu necesită lumină la un metru. Da, deci ați fost de acord. Da? Da? Diverse. Decât să dăm înapoi, mai degrabă am încercat să distribuim. Da, diverse, acum vă scrieți. Nu, nu se înscrie. Avem treabă ca la parte. La diverse, nu mai de cine vrea. La satul nostru, eu n-am am trimis adrese către Adis și către Logres pentru a ne repartiza diferența de pubele. Pentru că s-au adus înainte așa vreo 400 de pubele, atât s-a distribuit, nu, domnul Trifan, Părgărești și Părăugoi și categoric în celelalte seara. Am solicitat, așteptăm, avem, domnul Setu ne-a zis că ne are în evidență și cât de curând ni le vor trimite. O legătură cu stația de microbuze. Deci stația de acolo, oamenii vin acolo, acum cum sunt cu ploile astea, trebuie să dăm drumul în biserică să stai oamenii acolo, că stai, așteaptă ăsta la microbuz. Da. Nu se poate monta aici la Părculeț pe colț, acolo deranjează, nu deranjează, nu nimic. Săptămâna viitoare vom avea, noi de ieri deja am făcut demersuri, am discutat cu cineva să vină, chiar cu domnul de la Saralin, să vină să, cu mijloc de transport, pentru ca să putem muta acolo. Așa ne-am gândit, pentru că am cerut părerea vecinilor. Mai la deal nu erau de acord, mai la vale iar nu erau de acord. Și având în vedere că acolo avem un spațiu liber, este domeniul public, nu încurcăm nici circulația, așa am hotărât ca să punem acolo. Săptămâna viitoare vom face treaba asta. Deja treaba este discutată. Așa, și-am legătut cu toți, cu cămâne din satul nou. Da. Domnul Toma și domnul Budau a zis că vin și cred că vin la sfârșit. Am discutat cu domnul Toma, nu cu domnul Budau, cu domnul Toma. Și-a zis că până la sfârșitul lunii septembrie, pentru că și dânsii vor să facă o adunare, o ședință publică, să ne invite și pe noi, și pe cetățeni, având în vedere că asociația este formată și din cetățenii din satul nou, nu? Ei, să pună în discuție problema căminului, ne invită și pe noi și ne vor preda căminului. Chiar i-am mulțumit că s-a gândit la treaba asta, pentru că sunt fonduri europene, v-am zis și data trecută, sunt fonduri europene pentru reabilitare căminei culturale. Și atunci, să ne dea șansa pentru a accesa fonduri
pentru a reabilita, a moderniza acel cămin. Nu? Ca să putem să ne folosim, cetățenii, să se poată folosi pentru... Și la Nicolești, cetățenii, am fost la ultima muncă, lipsă de curte. La aia, în bani. Da, da, da. Două becuri, am în două oase. Cu căminul cultural de la Nicorești avem o mare problemă, numai puțin. Ne-am trezit cu o factură de 20 de milioane la curent. Cum? Cum n-ai? Și noi ne-am pus. Și doamna contabilă a zis că până acum nu era decât foarte puțin acolo, câțiva kilovați. Acum avem o factură, o dată de 20 de milioane și încă o dată de vreo 16, pare mi se că vreo 40 de milioane. Ne-am gândit și noi cum de s-a întâmplat, nu știm. Categoric, noi când am depistat, deja am pus și am încuiat acolo. Acum monitorizăm să vedem, dacă nu, cumva, na, nu știm, să vedem. Să vedem. Dar suntem bun de plată. Că altfel vine Irene. E oră și ne taie, dacă nu plătim, ne taie curentul dacă nu plătim. Nimeni nu știe. Nimeni nu știe cum s-a consumat. Da, dar poate să defecta frutorul și deja fără consum. Este trimisă adresă. Este trimisă adresă. Este trimisă adresă. Este ridicat intenționată. Nu într-am găsit toate radiatoarele mele, erau băgate toate. Deci consum tot avea. Cineva a făcut intenționat fără toate erau băgate în priză și date drumul. Păi asta e de cheile până le-am recuperat și încă o cheie nu avem recuperată. Asta la... Pentru cine? Ne punem și noi fel și fel de întrebări, credeți-ne. Pe cuvântul nou. Eu. Ne punem fel și fel de întrebări. Cine, ce și cum? Și de ce? Da. Asta cum a băgat în consum și putea să iei foc. Categoric că da. Cum să nu? Înainte, nu știu, domnul Trifan, parcă dumneavoastră ați fost cu... Păi, dădeam cheia, luam cheia înapoi, dar asta nu era, eu eram responsabil, asta nu stăteam. Nu, o să dăm o dispoziție. Eram persoană desemnată pentru așa ceva. O să dăm o dispoziție, nu știu, vi s-a mai întâmplat așa ceva? Facturi mari la curent? Nu, asta a fost în perioada asta. Eu am avut o singură cheie. Mai, iunie, de la ușa a fost 3 chei, nu? Da, ok, nu am. Ok, nu am. Am avut ok când am... Da, ați predat, da, da, da. De urmă s-a găsit și a doua chei, a treia n-o găsim. Dar nu e. Atât ai mutul curat de schimbat. Nu e nicio problemă, o să schimb. Dacă s-a suspiciun că s-a furat curentul ăsta... Și la cine suspiciun să se plau. Vreau și a două gălețe. Nu, 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 categoric e că dacă n-ai avut până acum facturi cu sume așa mari, sigur că ne-am... Da, cu cameră, da. Sunt camere. Sunt camere. Păi, găsirea mă acolo. Camera e direcționată. Dar asta e, suntem bun de plată, o să plătim, monitorizăm, o să dăm o dispoziție ca o persoană să se ocupe de predare, primire. S-au cumpărat și mese, cred că ați fost la nunți. Cum ești? Sunt bune? Da? Ne bucurăm, ne bucurăm și vom continua cu treaba asta. Da? Poftim? Da, într-adevăr, nu, asta este. Dar dacă vom lua primire căminul de la satul nou, sperăm să facem un cămin frumos și... Nu să mă uitați că da, niciodată la Vagna nu va fi mare, dar pentru populația din Vagna... Ultima factură în martie a fost 378 și în iunie 6403. Factura de curent în iunie. 6.403. Sigur că a venit în iulie, da. La 378. Și toată treaba asta a fost în ultima lună. 10.000 de sigur că este e făcută adresa către Ioan ca să vină să verifice contoarul. Ce știu? La voi unde e kilowatt? Nu, mă. A specificat kilowatt, nu prețul. Nu prețul, kilowatt. Kilowatt a specificat. Nu le e, mă. 78 de kilowatt în martie și în iunie 6.403. Deci a fost mai bine de dublu. 6.000 de kilowatt în 3 milioane și-o de aia. Da, da, când beneficiu are câți bani a fost în bugetul local? Și asta sunt 40 de milioane. Da, profit a făcut căminul cultural din Nicorești. Am acum 4 luni. Aici nu-i consumat, aici altceva.
Ultima, eu zic ultima. Mai mult dacă plătim decât să... Ca să mă zic... Normal, nu aveți ce să pune problema și curent, nu? Nu numai chirie și curent. Nu, nu zicem că s-a furat. Nu numai chiria și curentul să plătească primăria. O dat chiria... Întregul chirie, domnul Olenghe, când s-a calculat chiria pentru asta automat, a fost inclus inclusiv curentul care se consumă apă și ce este, cum să... Cum să chirie să fără. Păi da, dar dacă a fost 46.000 de kW. Da, să nu-i o nuntă a consumat 10 kW. Prima nuntă 10 kW, 6.413, de la 6.403. O nuntă a consumat 10 kW, deci nu-i de la... Nu, credem noi că acolo n-a fost lacăt pus și zicem noi că s-au jucat copii și poate a ridicat... Nu, nu, dar ce vă controlul? Dar acum de ce nu ai de lacăt? Dar e puțin, 10 kW n-ai într-o nuntă. Cât e becul ăla acolo? Poate și muzica. Și de 9 vați, de 10 vați, în 12 ori, ca da, dar nu începe să faci ziua la noi. Cum? Nu începe să faci ziua, noaptea. O să multă ziua, a, ziua, ziua să fac după masă, da? După masă. Da, după nouă la 7. A, dacă se face de... Am zis că noaptea, nu? Nu. Dacă zicem că e boilerul, poate. Cred că ultima dată, ori s-a uitat ceva în priză și s-a consumat nelimitat. Ori s-a consumat, da. Ori e om atât. Acum așteptăm oricum să vină răspunsul de la Ion, să vină să verifice. Asta e ultima problemă a comunei. Să verifice. Este o problemă. Mai mult decât încasăm înseamnă 40 de milioane. Am investiție de 6 miliarde pentru ce? Cât timp se vede la banii? Trebuie să fim acolo atenți. Primăria trebuie să fie atentă. Ce ne dă în chirie. Exact. Noi... Nu, degeaba ne spuneți. Păi nu, domnul Dorfman, dar nu e pe perioada noastră, pentru că noi imediat am acționat și am pus lacăt acolo și cum v-a expus domnul vice... Nu, doamne, iartă-mă, dar nu spunem, nu spunem asta, nimeni nu spune. Nu, dar nimeni nu spune asta, de ce vă raportați imediat la ce? Dar zice că n-am fost pe perioada dumneavoastră. Păi sigur că da, noi am depistat acum, nu știm ce s-a întâmplat atunci, dacă era... Dar să fie și o greșeală de la Ion. Da, dar eu n-am zis. Că domnul primar a luat curentul și a plecat cu curentul. Plătim factura luna trecută la zi și eu factură ieri 7.800.000 de plată. Și e bun de plată. Păi nu e bun de plată, că scuza așa e normal. Ba, e bun de plată, nu ni s-a întâmplat și nouă, 20 de milioane. Nu, nou, nu mie. Unei bătrâne care a plătit mama de la satul lui, a plătit 20 de milioane. Da, și au zis că contoarul e bun și a fost bun de plată, cu toate că e mare în vechi. Eu cred că discuțiile acum cu domnul da. Și camera, nu? Să vrea domnul Eugen să... Da. S-au auzit pensat că opreți asta în definitiv? Domn președinte, am voie? Da, poftiți, vă rog. Eu, în general, să știți că nu intervin, este atributul dumneavoastră în ședințele Consiliului să discutați probleme. Presa trebuie să fie doar un observator și să nu se implice în problemele pe care dumneavoastră le hotărâți. În primul rând, probabil v-ați întrebat ce e cu televiziunea asta, domnule, ce caută iar pe la Pârgărești. Vreau să vă spun că este un proiect județean, nu sunteți prima localitate, primul oate care beneficiază de prezența noastră. Noi am început acest proiect acum un an și ceva, cred că de acum s-au făcut 2 ani. Am început de la Urecheș, Coțofănești, Ștefan cel Mare și așa mai departe. Am ajuns până la Comănești. Și desigur că era momentul să ajungem și la dumneavoastră. Să știți că noi nu suntem o televiziune de scandal. Noi suntem o televiziune care încercăm să promovăm județul Bacău. Noi venim ca niște prieteni ai dumneavoastră, discutam și mulțumesc cu această ocazie doamnei primar. Noi dorim să arătăm lucrurile bune care se întâmplă în județ. Sunt alte televiziuni care se ocupă de alte chestiuni. Și noi suntem specializați pe ședințele de Consiliu Local. Acest lucru este permis de lege, este garantat de legea 544. Prezența noastră este posibilă datorită faptului că ședințele de Consiliu Local sunt ședințe publice. Mai mult decât atât, noi am zis să facem un pic mai mult decât ceea ce spune legea, adică să cerem permisiunea primăriei de a filma prin solicitarea unei acreditări de presă. Am obținut această acreditare și vă mulțumim foarte mult.
Ceea ce vă promitem noi este următorul lucru și o să vedeți că pe parcursul mandatului dumneavoastră noi o să ne ținem de cuvânt. Filmarea are loc doar din momentul în care președintele de ședință declară deschisă ședința. În momentul în care președintele de ședință declară închisă ședința, noi ne-am terminat misiunea aici la dumneavoastră. Difuzarea acestor filmări integrale, pentru că noi avem o regulă a noastră a televiziunii, nu cenzurăm sub nicio formă ședințele. Adică, pentru a fi corecți pentru toate partidele politice, nu tăiem absolut nici măcar un cuvânt. Cel doar când se schimbă caseta la o oră, vor lipsi câteva secunde. Deci, filmarea integrală va fi așa cum se face în toate localitățile din județul Bacău și le puteți vedea și dumneavoastră în afară de faptul că noi le dăm pe Exclusiv TV. Am creat pe Facebook, că e mai ușor acum și cum mai vede, două grupuri, pentru că unii caută cu litera I Pârgărești, alții cu litera A. Și am făcut și Pârgărești cu litera I și Pârgărești cu litera A. Deci acolo, în câteva zile, veți vedea deja pe prima poziție permanent până la următoarea ședință această filmare. Eu vă mulțumesc foarte mult că ne-ați primit în familia dumneavoastră și vă asigurăm de echidistanța noastră. Adică noi nu am venit aici nici să sprijinim pe cineva, nici pe altcineva. Sigur, deviza de la care plecăm este respectul nostru față de instituția primarului și a Consiliului Local. Vă mulțumesc și vă doresc un mandat. Încarcelă, dar care-i prețul? Că vă rog, noi venim pe cheltuiala noastră aici. Și ori de câte ori vă solicită Comuna Pârgărești, puteți să veniți să filmați, de exemplu, 15 septembrie începe școală. Mi-a spus... Vă solicităm și puteți veni fără bani să vedeți... Este o întrebare foarte bună. Noi venim, am promis doamne primar, vom veni și la acțiuni culturale și acțiuni sportive. Sigur că ele sunt de invitație, la se plătește. Sunt într-o anumită limită. Eu nu vă ascund aici faptul și o să fiu sincer cu dumneavoastră. Dar la ședințe de Nu e obligat și n-ați solicitat de la consilier aprobare ca să participați. Consilierii, am spus-o și data trecută, cu tot respectul față de dumneavoastră, nu au atributul decât să legifereze. Adică atunci în cazul să poată să vină oricineva în comună, poate să facă orice fără aprobarea primăriei sau Consiliului Local. Mă repet, eu cu tot respectul față de dumneavoastră, există doamna secretar, o să vă dea detaliile. Noi deja avem un act semnat de primărie, care se cheamă acreditare de presă, iar primăria nu avea altă opțiune, pentru că este consultativ, decât să dea în două zile acea acreditare. Adică legea permite acest lucru. Fii sigur că noi n-am fi dorit și mă cunoașteți, m-ați văzut și pe la televizor, vă imaginați că n-aș fi venit dacă cadrul legal nu ar fi fost. Deci, încă o dată, chiar dacă nu aveam și această acreditare, ședințele sunt publice. Trebuie să vă obișnuiți, sunteți persoane publice, nu numai noi, orice presă care vine din țară trebuie primită, este a patra putere în stat, așa cum dumneavoastră sunteți legislativ aici la nivelul comunei, presa are acest drept constituțional. Deci, dar încă o dată, nu trebuie să vă faceți niciun fel de probleme, că pe noi nu ne interesează nici disputele politice, nici alte chestiuni, decât de a prezenta și ajuta cetățenii. Și aici spun că este în avantajul dumneavoastră, că cetățenii vor vedea că aici se discută lucrurile la modul serios, că nu aveți absolut nimic de ascuns. Dovadă că în cei 2 ani de experiență pe care noi am avut, inclusiv consilieri, inclusiv primari, au fost foarte mulțumiți că prezența noastră a fost corectă. Iar la... îi spuneam doamne primar, vom veni și pentru alte chestiuni. Fără niciun fel de problemă, noi deocamdată nu solicităm niciun ban. Dacă la un moment dat primăria va dori să venim să, eu știu, când sunt recepții de proiecte, să prezinte un bilanț al activității și așa mai departe, sigur, acolo e o altă discuție, dar noi nu solicităm deocamdată nimic pentru prestația noastră. Și cu mare drag vrem să promovăm lucrurile bune. Aveți un lei foarte bun, oamenii sunt gospodare și așa mai departe. Venim cu mare drag să arătăm lucrurile bune pentru să vadă că și în Pârgărești aici să facă lucruri deosebite. Vă mulțumesc foarte mult. Și până acum și sperăm să se mai facă. Nu noi să închidem apa, ci Crabul vroia din nou să ne oprească apa. Am reșalonat plățile. Abia am plătit prima factură din 2015.
și am reșalonat plățile. Am fost sunat săptămâna asta, da? Cred că a fost avaria aceea la Bacău sau unde a fost, săptămâna trecută. Și noi trebuia până la sfârșitul lunii să facem acea plată, prima plată pe luna august. Am fost forțați ca să facem plată, că altfel ne închide apa, ne oprește apa. Sigur că doamna contabilă, ce am colectat, ce am adunat, am mai achitat o factură. Dar nu ne putem încadra... Dar cât sunt restanțe care au? Păi cât sunt? E o problemă cu apă. Nu numai datorile. Nu numai datorile sunt. Că oamenii sunt foarte revoltați. Sunt 330 de familii care sunt corect cu apa. Deci nu am o factură în urmă. Nu cred că pentru 330 în Borobogii, 180 că sunt corecți, pentru 50 trebuie să suferi 450 de familii. Nu se poate. Deci trebuie făcut ceva, nu e legal. Dar trebuie debranșat să iei pe care. Absolut, absolut. Că e normal, că de-a... Debranșat e problema cu banii din urmă, ce se întâmplă. Cât se colectează pe un asta? Ai specificat bine, banii din urmă. Unde sunt banii din urmă? Unde se cura? Dacă noi plătim facturile din 2015 acum, a doamnă, contabilă, nu știu unde sunt banii din urmă, cât s-au colectat, cât s-au pus, cât nu s-au pus. De unde s-au pus banii pe apă? Nu mi-au plătit apă, unde s-au pus banii? Așa nu înțeles. Nu știu, doamnă. Nu știu dacă a luat de la zero. Pe copilul a plus la oare. Și pot să vă duc pe Bernadeanu. Nu e adevărat, acolo a spus. Asta sunt aberații mari. Cum să fii cu plusul? Dar alea cu 8 ani pe plusul la 3.34. Eu când am intrat ca vecii primari erau 300 ceva de milioane. Dar tu ai intrat pe 4 ani. Pe 4 ani. Pe 4 ani s-a făcut atâlnii pe tine. Bă, dar de ce nu v-ați gospodărit voi aici? De ce ați mai făcut? Dar așa era, mă, la primăria voi. Păi dar de ce ați spus la primăria voi? Păi nu ați gospodărit acum, la primăria s-a dat în gât, că nu trebuie să ia serviciul, nu că primăria să ia serviciul. Era mai bună până la oameni, oamenii erau mai... Nu că primăria a fost să ia apa. A vrut primăria să ia apa. Și tocmai acum, nu, treabă nu ne preia, pentru că traseul trece prin grădinile oamenilor, pe proprietățile oamenilor. Nu a explicat destul de bine domnul director de la CRAV. Doamnă, nu vă putem prelua pentru că, plus că avem și restanța asta. Dar nu trebuie să ne preluați, dați ne apă, cum scrie legea acolo. Păi da, ei ne dau apă cât vrem noi, dar noi nu suntem... Deci nu poate să citeze apă. De ce nu poate să oprească? Nu poate să oprească legal, vă demonstrez oricum prin legea. Ba da, uite la mine și oprești. Ba da, oprești. De tot? Da, da, sigur. Băi, dar omul comisă așa. Adică cum poți să spui că consumi și nu plătești? Bine, nu tu. Cine nu plătești? Păi că m-am înțeles, 450 plătim și restul pentru 50. Dar trebuie să debranșați-a lui ceva. Eu nu debranșez odată, am fost la debranșat. Eu cu domnul vice, cu Viorel, dar tu crezi că eu nu dăm fiecare zi la poarta cuiva? Eu nu sunt primar, nu sunt vice, nu sunt instituții, nu suntem în Consiliul Local, nu suntem la primării. Dar s-a format o comisie, acum un an de zile și tot deja. A fost în comisie. Am debranșat la Bărăugodie și la Părgăști, am fost. Eu nu mai țigăresc cu nimeni lui. Ca să știi. Dar cineva trebuie să facă ștept. Cine să facă eu? I-am făcut odată, mai facă și alții. Cineva să facă atunci când o să tai și... Că o să rămâneți toți fără alții. Domnul Bașa, nu este normal, este normal. Bă, n-ai cum să rămâi fără apă, înțelegi? Tu înțelegi care e treaba, n-ai cum să rămâi fără apă. Păi, eu consum curent și nu plătești și nu trebuie să rămân fără curent. Cum e treaba asta? Prin lege spune că și dacă nu este apă, trebuie să asigure primăria sau tine un tank de apă pentru fiecare cetățean. Demonstrat. Există pământări la lucrurile și nu se forează cu care n-au fără de zi. Așa, haideți. Nu sunt apă? Dați-mi voie să vă spun. Să închidem ședința ca să putem publica. Dați-mi voie să vă spun. De săptămâna viitoare vom începe. Domnul Unguru Viorel ne-a promis că va fi în comisie, da? Vom pleca prin sat împreună, în frunte, concret. Și cu mine, și cu doamna contabilă. O să vedem cum ne organizăm. Mergem să punem acele sigilii. Ei, sigur că au venit persoane și mi-au zis, doamnă, dar vedeți că pe acolo mai iau și alte legături. Categoric eu. Cum să intru în curtea omului, nu știu pe unde are legătura. Tot știu, dar nimeni nu dă nume. Dar cum am dat de la cum se fură apa? Sau cum se... Nu? E foarte simplu. Ei, categoric. Noi am trimis adresă către CRAV. CRAV-ul mi-a spus așa. Nu au cum să ne dau reprezentanți pentru că noi nu suntem, nu aparținem de ei. Așa că trebuie să ne gospodărim singuri aici. Ei, cu cine ne vom duce? Cu un domn consilier? Cu un cetățean? Cu funcționari care îi avem, dar nu îi avem? Închipuiți-vă, suntem câțiva oameni și
funcționăm așa cum putem și noi. Da. Pentru că n-avem oameni, n-avem cu cine să lucrăm până vom încadra. Și dacă vom încadra un om anume pentru serviciul de apă, de colectare, din banii care vom colecta, din acei bani trebuie să-i plătim salariul. Și atunci iar nu avem de unde plăti acele facturi. Trebuie să facem cumva, să ne ajutați și dumneavoastră, consilieri, din localitățile respective. Care sunt aia doi? Nu, adică e unul, sunt două posturi, unul e vacant de casier și postul... De muncitor, atât. Am înțeles că 7 milioane lua băietul și luat. Nu, lua 10 milioane. Da? A luat banii, are el o altă problemă. Păi i-a trebuit o doamnă pe urmă, până la a doua, a treia zi. Nu, peste 10 milioane. Nu, salariul se cuvine. Are el alte bube și nu vă explica. Nici el n-a știut. Nici el n-a știut de ce i s-a oprit. N-a oprit primăria, primăria i-a virat banii în cont, din cont i s-a luat. Nu e adevărat. Din cont i s-a luat pentru că are el alte datorii. Are alte datorii. Nu a fost virat în cont, a avut alte probleme acolo, asta nu-i treaba noastră. Păi sigur că nu-i treaba noastră, dar... Dar, domnilor consilieri din Părgărești și Părăubogii, vă cerem sprijinul să ne ajutați. Nu putem. Atâția ani de zile, aceeași problemă e cu apa. De-aia ne-a trimis legea, nu? Să ne informeze, care e problema cu bandajații, cu ăla, cu ăla, ce s-a întâmplat? Nu e treaba noastră acum, cine are acolo. Nu este cultor general. Dar omul poate să vină la urmă. Nu a fost urmă în dor, că i-a fost de trași pe trași. Cap de persoană. Și gata. Nu, că fiecare... Ăla e sistem paușat. A fost. Care a fost și nu mai există. Da, dar așa se fură și nu se poate stopa. Da, dar se poate aproba prin hotărâre de Consiliul Local, de către domnule, la Târgu Ocna, cu câțiva, au fost 20 de miliarde de datorii. Da, da. Când a fost mandatul domnului Șirochi. Banii cațați de la amendă, el la rândul lui nu mai plăti. Banii aia s-au cheltuit pe altceva și banii nu mai plăti la companie. Înseamnă că de ce banii... Deci dar nu se poate verifica ce bani s-au adunat în anii ăștia de la oameni. Doamna primăriță, când a fost doamna Ionuva, 4 ani, o dată eu, 4 ani, am niște cheltuit tot bani. Nu știu dacă au zis, nu. Cât s-a proiectat de când avem datorii? Cred că sunt pierderi. Eu nu zic că nu așa s-a folosit. Sunt foarte multe pierderi. Chiar sunt lucrurile astea să le credințați. Am de an, am de an. Ultimii 4 ani, 8 ani. Ultimii 4 ani. Cât m-a s-a proiectat? Și mi-ai plătit. Eu v-am explicat de la domnul Unguru Gheorghe. Cât a plătit pe ea? Nu se poate spune că este pierdere pe rețea. Acolo el fură apă, că nu se registrează. Cât curent s-a plătit? Și de ce nu s-a făcut nimic până acum? Uite asta că omul a zis, am fost la poarta lui și a zis că el poate să vină oricine la el, el nu pune nici apometru și nici nu plătește, pentru că el are bazinul pe terenul acolo și vedeți... Păi, trebuia treaba asta rezolvată. Acea convenție care a fost și nici nu există, că eu tot încerc să caut documente. Convenția e nu ilegală. Păi caut, dar eu n-am nicio convenție, am găsit un proces verbal între nu știu cine, nu știu cum, care nu valorează. Nu valorează nimica. Dacă era pe notare, e eroare asta, nu. Dar să închipui că mă duc la partea omului, eu trebuie să fiu foarte bine documentată, nu? Că ăla mă dă în judecată. Și încercăm acum să vedem ce posibilități avem. Da, chiar vă rog, doamna consilier, chiar vă rog, doar de aia să vă nu, păi da, uite, e ăla și tot așa și nu ne iese cantitatea de apă. Am trimis adrese către parohii, către poliție, să-și pună apometre. Deci am demarat acțiunea. Cel mai mii de tone. Dar cine se suporte? Noi? De unde se suporte? Noi. Nu suntem mai puteți ca dragul. Ce trebuie să facem? 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 Ce dar vă rog pe viitor să aveți în vedere un spațiu de joacă pentru copiii din Bacna. Da. Pentru asta ar fi și o soluție. E un teren de vânzare în centru. În colț cu biserica, strada bisericii. Și dacă puteți avea terenul e lângă terenul de la Cămin și să poate unii cu terenul de la Cămin. Cine mai stăpește cartea? Da, domnul Bani, sigur că da. Ne-am gândit la varianta asta, că știți că dorim și pentru Nicolae.